Zenzaburo Akasawa Sensei, realizat de Stanley Prenin, traducere în limba română de Daniel Corga. O Sensei a fost un maestru renumit de Budo, chiar și înainte de război. Cu siguranță a atras și persoane care voiau să-l provoace la luptă pentru a-l testa. Cum se derulau aceste confruntări? Veneau tot felul de oameni să-l provoace, până și luptători profesioniști au fost acolo. Dar odată ce vedeau practica lui O-Sensei, se pare că toți plecau acasă fără să mai lupte. Renunțau. O-Sensei avea un nivel spiritual extrem de ridicat. Indiferent cine venea, după ce îl întâlnea pe O-Sensei, trebuia să-l privească în ochi și renunța deja înainte de luptă. Avea ochii foarte pătrunzitori. Ne puteți da o idee cu privire la stilul său de predare? Spunea bine și arăta o tehnică. Asta e tot. Niciodată nu preda în detaliu, spunând, pune forța aici, apasă aici, în acest punct, mișcă mâna așa sau piciorul invers. Nu preda niciodată în acest fel. O-Sensei nu te învăța cum să devii puternic. Nu pentru că își făcea griji că o să ia cineva înainte, pur și simplu nu exista altă cale. Dacă vrei să devii puternic, trebuie să te transpui în acea stare numită Muga no Kyochi, tărâmul non-sinelui. L-am văzut pe Sensei în multe situații. Adeseori mergea undeva să predea într-un loc cu preocupări religioase unde practicanții erau membri Shinto, dar avea un anumit nivel tehnic inferior lui. De multe ori rămânea acolo doar ca să audă ce au de zis din punct de vedere spiritual. Cu alte cuvinte, era deschis față de orice sursă de cunoaștere din care considera că poate să învețe ceva pentru a evolua. E un aspect care l-a însoțit toată viața. Se pare că O-Sensei avea totuși o constituție destul de fragilă pentru cineva care emana atâta forță. Da, uneori Sensei spunea că îl doare spatele sau mijlocul și se ducea să întindă în pat, dar când venea vremea antrenamentului era imediat din nou în picioare. Nu e nicio exagerare în a spune că era fanatic cu antrenamentul. După antrenament se ducea din nou să se întindă. Avea o forță spirituală extraordinară. Întotdeauna am fost de părere că persoana care a insuflat spirit acestor tehnici a fost Ueshiba Sensei. Aceasta este interpretarea mea. O-Sensei nu a fost doar o persoană deosebită care a pus foarte mult suflet în antrenament. El a realizat mai multe decât alții pentru că, prin practici spirituale precum Misogi, a atins alt nivel. Dar mai există un aspect legat de această dimensiune spirituală. Există riscul ca cineva să o ia pe lângă drumul cel drept și să încerce să dezvolte o școală personală, subiectivă, pornind de la sine însuși. Au mai existat persoane care practicau Misogi și Kinkon, dar O-Sensei le-a cerut să se oprească. Dacă vrei să te apropii de divinitate, Kami, e necesar să găsești un maestru autentic care să te călăuzească. Dacă nu găsești un astfel de maestru, există o șansă reală să ajungi pe o cale malefică și să atragi ființe demonice, de vreme ce nu poți aplica metoda corectă pentru a te unifica cu divinul. Ne puteți vorbi despre relația dintre Onisaburo Deguchi și O-Sensei? Din punct de vedere spiritual, Deguchi a fost cel mai important maestru al lui O-Sensei. Nu exista nicio îndoială în privința asta. Dar în materie de Budo, O-Sensei rămâne inegalabil. Cu toate acestea, O-Sensei îl trata pe Deguchi cu cel mai mare respect și reverență. Așa încât acesta trebuia să fi fost o persoană foarte aparte. Asta e părerea mea. O-Sensei a fost capabil să meargă atât de departe în Budo pentru că a fost ghidat spiritual de maestrul Deguchi. Venerabilul Deguchi a scris o carte numită Povestiri din lumea spirituală, iar în partea finală, scrisă în anii săi din urmă, există niște capitole foarte elaborate despre Kotodama. O-Sensei a studiat cu religiozitate această carte, iar în momentul în care Deguchi a început să vorbească despre Kotokama, O-Sensei a aplicat aceste lucruri în practica sa spirituală și dintr-o dată s-a văzut o schimbare majoră în tehnica sa marțială. A devenit inspirat divin. Până în acel moment, antrenamentul era dur și sever. Ați observat diferențe majore în tehnica lui Ueshiba Sensei înainte și după război, ca reacție la ororile acestuia? Nu cred că era prea mare diferența, în sensul că și înainte de război Sensei a pus accent pe iubire și armonie. Dacă ne gândim la Aikido-ul postbelic, observăm că s-a internaționalizat și toate popoarele care îl practică sunt ca o mare familie. O-Sensei a spus astfel de lucruri cu mult înainte, chiar și înainte de război. Nu era vorba doar de Aikido ca artă marțială. El era cu o treaptă mai sus de acest nivel și de acolo ne vorbea. Ce credeți despre Aikido în ziua de azi? Cred că instructorii actuali fac o treabă bună în predarea Aikido. Eu, în ce mă privește, nu am învățat niciodată așa. În fiecare an se ține o mare demonstrație la Budokan în Tokyo. Dar nu e altceva decât un spectacol. Totul e prearanjat. Nu credeți că dacă lucrurile continuă în acest fel, Aikido va deveni un fel de dans?
Nu e nimic rău în a considera dojo un loc pentru exerciții fizice și cultivarea sănătății, dar din punct de vedere budo, cu siguranță lipsește ceva. O sensei era o persoană deosebită, cu siguranță. Oricum, fără o formă sau alta de antrenament spiritual, nu ai nicio șansă să ajungi la nivelul lui. Practicanții din ziua de azi își pot lipi palmele în gașă în fața Kami-sama, dar puțin practică cu adevărat meditația, precum zen și așa mai departe. Nu poți spera să accezi la o tehnică de inspirație divină precum cea demonstrată de o sensei în acest fel. Din acest motiv, progresăm până la un punct, după care ne lovim de un zid și stagnăm. Poate nu e corectă comparația, dar mă întreb dacă cei din ziua de astăzi au o forță interioară necesară. O sensei ne-a părăsit, iar cei care au fost elevi direcți, la rândul lor au început să plece dintre noi.